Înainte să sune clopoțelul de începere a noului an școlar, inspectorii OPC au luat la verificat comercianții de rechizite din Giurgiu. Neregulile descoperite au adus amenzi usturătoare celor care nu respectă legea și cu gândul la profit pun în pericol sănătatea elevilor. Ultimul lucru la care se uită părinții atunci când cumpără rechizite copiilor este calitatea hârtiei unui caiet pentru școală. Un factor important însă pentru sănătatea lor, pe care inspectorii OPC l-au avut în vedere la controlul efectuat la operatorii economici din județul Giurgiu. În urma acțiunilor de control efectuate s-a constatat faptul că se comercializau rechizite școlare și uniforme școlare fără informații complete de identificare și caracterizare, respectiv denumire producător, greutatea specifică pentru foaia de hârtie, iar la uniformele școlare nu erau atașate etichetele pe suport textil privind compoziție fibroasă și simbolurile de întreținere purtare. În cadrul controlului tematic desfășurat au fost întocmite 19 procese verbale de constatare a contravenției, prin care s-au dispus măsuri de oprire temporară a comercializării produselor până la remedierea deficiențelor și intrarea în legalitate. Este vorba despre rechizite în valoare de aproape 6.000 de lei, precum și de uniforme școlare în valoare de aproape 8.500 de lei. Având în vedere abaterile depistate, au fost aplicate 17 amenzi contravenționale în valoare de 34.500 de lei și 7 avertizmente.